10 regati, am plătit una alta. Acolo păi și la General 2 nu plătiți nimic? Nu, am plătit nimic. Acolo nu e cerut niciun leu. Ce le faceți copiii? Nu, stăm acasă, îi ducem la, unde, la cerșii și facem bani. Să ne dea la fiecare copil bursă, e mai bine așa. Am venit aici cum învăța copiii, eu am o băiată pe care mi-e la liceu. Deci eu nu știu ce vreau să desfințească. Ca să se integreze copiii romi, se vor integra în școlile celelalte? Și dacă nu mai merg, vedeți cum e, e diferent. E ură, e ură. Rămân copii repetenți. Acolo ei, eu mă din capul ei până pe 8, acum că e chive. Nu mai dau copii la școală. Copiii fug, el e cât să chem copii. În autobuz este chem copii. Vă schimbă de la un lucru la altul cu mine, nu vă pare rău? Vă pare rău, nu? Nu, vedeți că mi-am integrat, nu m-a dat sens. Deci noi am fost foarte mult. Cam greu v-a dat asta. La fiecare copil bursă, putem să mergem mai departe. Să țin copiii ăștia la... Vă dați seama, acolo noi țigani, cioroi. Așa se face, că vă știu eu să vă cioară, uite, a venit cioara asta. Dar are un copil de rom între 20 de copii de țigani, de români, gata treaba. Nu mai mult copii la școala ta. Mamă, nu mai mult. Papă, rămâi acasă. Da, dacă n-ar fi copiii să învețe, ar fi altceva. Păi dar copiii văd că are o cale bună, să duce înainte. Aici au potul, ce vă deranjează cel mai tare? Păi mă deranjează că se ducă un copil din clasa 3-a, care el a făcut 3 ani cu aceiași colegi în clasă, între alți copii. Vă dați seama că e greu la copii. Noi suntem români, doamnă, vă spun clar, suntem țigani. Când are un copil de țigani între 20 de români, eu vin țigani. Că lipsește copilul și nu mai se duce la școală. Și nu mai se duce la școală. Dumneavoastră, nu, vă dați seama, nu gândiți. Deci, nu, dacă gândim tot. Dacă nu mai mor la școală, rămân repetent. Rămân așa, și nu-i bine. Dar nu trebuie să-și să integrați. Păi și deja nu le învață români, uitați pe domn director, sunt profesor român, uitați cu țigani, nu vă e lângă țigani. Nici o profesoră sau un profesor e țigani. Acolo mai sunt români. Nu s-a făcut ură școlă de ei. Nu s-a făcut ură profesorii, nu s-a făcut ură directorii, am făcut ură profesorii, 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 am făcut ură profesorii ar fost părinți, al doilea părinți, după noi. Îi știe. Eu știu problemele. Îi cunoaște, ne cunoaște pe fiecare pe rând. Vă dați seama, nu. Copiii mei când au gătat a patru, au frânt după profesorul ăla. Mamă, îmi pare rău. Și profesorii ce situație avem, alții că nu are, alții că are. Ne cunoaște, suntem lumea de acolo. Știi treaba noastră. Eu sprijin profesorii, deci nu i-am abandonat. I-am învățat, uite, fata mea are 8, merge pe 8-a. De la casa 3-a până la 8-a, vă dați seama. Îi cunoaște pe toți profesorii de la cap la coadă. Asta fi duși într-o mală nouă, nu le-ai spus în piața ta, să iei de la cap. Sunt foarte bună, dacă nu învăța rămânea repetent. Nu a rămas nici în are pe test, nu a rămas. În primul an de când s-a dus, s-a trecut clasa. Și acum, de aici, acolo, poate să-și facă de cap, să-și ce la altă școală. Nu da, să mai intră un copil de țigan între o clasă de 20 de copii. Țigan, vin să ferici, că de copii nu te-au rămas. Mamă, nu mai mă duc, uite-te pe acum.